Bună și bine ați venit pe canalul de YouTube Simplu de Făcut! În videoclipul de astăzi vă arăt cum să realizați această inimă pufoasă din hârtie creponată, perfectă pentru decorul de ziua îndrăgostiților sau pentru casă. Pe canalul de YouTube Simplu de Făcut găsiți tutorialele și pentru aceste două inimi din hârtie. Să începem! Materialele necesare pentru proiectul de astăzi sunt o formă de inimă printată sau desenată de dimensiunea unui col A4, carton colorat sau alb, hârtie creponată roz sau orice altă culoare, creion, farfecă și lipici. Decupați inima desenată. Desenați forma inimii pe cartonul colorat și decupați. Îndoiți hârtia creponată pe lungime cam la 5 cm de 10 ori în acest fel. Decupați hârtia îndoită până acum. Decupați pe lățime hârtia creponată în formă de pătrat cu latura de 5 cm. Tăiați marginile îndoite astfel încât să aveți câte o foaie de hârtie creponată în formă de pătrat cu latura de 5 cm. Puneți lipici pe o parte din inima din carton. Îndoiți o foaie de hârtie creponată pe jumătate și lipiți doar mijlocul acesteia de inimă cu ajutorul unui marker sau creion în acest fel. Lipiți lângă prima foaie restul bucăților de hârtie creponată, exact la fel ca prima, astfel încât să acoperiți toată inima. Eu am folosit un lipici la tub care nu se usucă foarte repede, fiindcă este mai rapid. Puteți folosi aracet sau orice alt lipici lichid, dar va trebui să presați mai mult hârtia creponată ca să rămână în același loc și să o lipiți pe porțiuni, fiindcă va trebui să așteptați să se usuce lipiciul sau aracetul. Dacă vreți să vedeți și alte decorațiuni de ziua îndrăgostiților sau cu inimi, voi pune mai sus și în descrierea videoclipului un playlist cu videoclipurile de pe canal. Pentru acest an am făcut o mulțime de decorațiuni cu inimi pentru ziua îndrăgostiților, așa că abonați-vă la canalul de YouTube Simplu de Făcut pentru a le vedea pe toate! La final, așa va arăta inima pufoasă din hârtie creponată. Dacă vreți să o agățați, aveți nevoie de două fâșii subțiri de hârtie pe care le veți lipi de spatele inimii în acest fel.
Dacă v-a plăcut videoclipul, dați like și abonați-vă la canal de YouTube, simplu de făcut. În cazul în care considerați că videoclipul poate ajuta și pe altcineva, distribuiți. Mulțumesc pentru vizionare și ne vedem în următorul videoclip.